Membrii din partidul nostru, formațiunea condusă de Renato Usate, au anunțat astăzi că vor participa la alegerile parlamentare. Aceștia au dat citire unei liste cu 17 candidați desemnați să reprezinte partidul pe circumscripții unii nominale. În lista celor nominalizați astăzi nu se regăsește liderul formațiunii Renato Usate, care este anunțat în căutare de organele de drept din Moldova. Printre candidații înaintați astăzi se numără Elena Panuș, Nina Cereteu, Elena Grițico, Ilean Cașu sau Dimitriciu Bașenco. formațiunea va avea și o listă în circumscripția națională, iar aceasta va fi anunțată de liderul formațiunii Renato Usatei.